La întâlnirea de lucru au participat pe lângă prefectul județului și reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Agenției pentru Protecția Mediului, Direcției de Sănătate Publică, Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Suceava, Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Garda Forestieră Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor și Serviciul de Am ambulanță județean. Ca element suplimentar la măsurile stabilite a fost cel privind menținerea curățenii spațiile publice pe timpul desfășurării manifestărilor de sfârșit de an organizate în aer liber. Totodată au fost analizate și aspectele legate de evenimentul produs în data de 27 decembrie 2015 la o pensiune din Sucevița. Instituții cu atribuții de control, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția de Sănătate Publică, Oficiul Județean, Județean pentru protecția consumatorilor au efectuat verificări în zona lor de competență. Prefectul județului Constantin Harasim solicitându-le acestora informări asupra constatărilor făcute, precum și a măsurilor legal dispuse.